PD-le Timiș le oferă țărăniștilor doar un loc de senator la alegerile din decembrie. Conducerea PNCC de Timiș speră că lucrurile se vor tranșa la București și vor obține pe liste mai multe locuri. Un lucru este cert, țărăniștii vor să-l propună ca și candidat pe cel care nu a câștigat funcția de primar în acest an, și anume Adrian Orza. Eu, după cum v-am spus, a candidat la Parlamentul României. Oricum, nu este normal și sigur, noi vom decide în organizația județeană care vor fi candidații PNCCD după ce se stabilesc colegiile în care PNCCD va avea candidați. Sigur că domnul Orza este foarte important pentru noi. Aici nu se pune problema de renunțat. Până la urmă se pune problema de a fi, de a obține cel mai bun rezultat la alegeri și de a, de fapt, dorința noastră maximă este de a intra în Parlamentul României. Iar pentru lucrul ăsta, orice sacrificiu nu este prea mare. Actualul președinte interimar Valentin Moldovan a muncit pentru partid, însă nu a ajuns nici măcar consilier local și acum are șanse mari să nu candideze pentru un mandat de deputat sau senator.